Bun, am început al doilea rechin, da? Aceeași procedură? Aceeași procedură. O să o grăbim un piculeț. Cât timp mascul e și ăsta, nu? Da. Amândoi mascul. Cât timp au stat în butoi? Au terminațiile exact ca pisica. Da, cluster se numește. Da. Da. Ei fac reproducere internă, fecundație internă. Ei au un fel de penis. Dar un penis foarte șmecher, în care atunci când intră se proptește să nu mai iasă. Da, ia uite. Asta e traumatizat la ochi? E mai mare ăsta? Nu. Mai mic. Mai mic. Cu cât e mai mic, șansele de adaptare sunt mai mari. Fiindcă un rechin mic înseamnă un rechin tânăr. Un rechin tânăr înseamnă un rechin care este în dezvoltare și toate sistemele lui se pot a forma, dezvolta în condiții de captivitate de bazin. Uite-l. A ieșit mititelul. Acum să-l filmăm de pe margine, prin geam. Hai, pitică, trebuie să a plecat. Te ajut din spate să-l vorim? Da, da, da. Hai cu